Doamnă și domnule, bine te-am găsit la începutul să de săptămână. Am încercat să mă odinesc în weekend, dar n-am putut. M-am culcat pe la 2-3 dimineața, 3 jumate dimineața. Fără să vreau, ceva mă trezea, știi? Credeam că visez. No, ai un vis, asta este, visez cu un coșmar, cu cine vrei tu, cu Chuck Norris, cu Elena Udrea, cu cine vrei. Dar nu a fost așa. De fapt, m-am gândit și am vorbit înainte de a dormi cu nevastă mea ce ne facem că amândoi copiii vor să o taie din țară. Ai mei au, fiica mea are 7 ani, fiul meu 10. Fiica mea mi-a spus că vrea să se facă lichtensteineză, fiul meu finlandez. Și după ce am văzut o mulțime de cunoscuți care stau și stau și stau pe net, da, deprind vreo legătură de 5 minute cu copiii din străinătate, eu chiar am început să fac probleme. Și am zis, bă, unde-i baiul? Unde n-ai mai baiul? Că, de fapt, omenește ce fac e să nu lipsească nimic. Nimănui din casă. Ok? Și-a făcut și tata, și-a făcut și tasolu tata, și-a făcut și tasolu, tasolu tata. Așa ai făcut și tu. Ce faci chestia asta? Și îmi dau seama că, de fapt, România s-ar putea nici să nu mai existe. Eu tot zic lui fiul meu și lui fiica mea, băi, știi, ar trebui să rămâi în România, nu-ți face gânduri de pe acum, lasă, tati, că o să fie bine. Dar el nu înțelege ce e aia România. El de unde să știe ce e aia România când, dacă dă pe un canal de știri, vede violuri, crime, pumni în gură. Dacă dă pe un canal de film, vede împușcături, violuri, pumni în gură. Dacă dă pe un canal de documentare, vede morți, împușcături, pumni în gură, violuri. Și el nu mai are. Copiii nu mai au pur și simplu ideea că ar putea exista o țară care să-ți poarte numele. Pur și simplu, fiul meu cred că nu se mai simte român. Și pur și simplu cred că o mulțime de copii de 7 ani, de 10 ani, de 15 ani, de 18 ani, pur și simplu n-au învățat să fie români. Ei nu aparțin nimănui. Înțelegi? Degeaba îi spui, știi, uite, de fapt, lasă că ce vezi un parlament, lasă așa de fițe, de televizor, de știri, dar să știi că acolo este centrul democrației. Nu există chestia asta. Și atunci mi-am dat seama că, dacă e să o luăm foarte simplu, politicianul ăsta, batorul nostru, ăsta lui Fefeleaga, care nu face nimic, de fapt ar fi dator cu o chestie foarte simplă, tată. Să sistematizeze încrederea cetățenilor în propria țară. Nu-i mare lucru. Nu trebuie decât să fie onest. Atât. Dacă politicianul de la Cuștaif, de la care gândește, de la care a citit, înțelegi? Și trece la următorul nivel, opa, ăsta e nivelul omului de stat. Politicianul ăsta deștept trebuie să-și transforme țara într-o patrie. Și toate astea, dincolo de semantică, țin de onestitatea publică. De câtă istorie mai e în stare să genereze omul politic? De îngrijorarea omului politic, răsfăind un manual de istorie, se întreabă câteodată, băi, eu ce fac? Ce o să scrie despre vremurile mele, astea în care am fost la putere? Înțelegi? Chestiunea asta nu se înțelege în România. Niciodată nu se va înțelege. Niciodată nu se va înțelege pentru că noi suntem de vină, ăia care, când vin politicienii, numai că nu le sărim în brață, faceți ce vreți cu noi. Dați-mi un litru de ulei și un kil de făină și sal vostru pe toată viața. Sau cel puțin pe 4 ani. Înțelegi? Despre asta e vorba în emisiunea care urmează. Despre onestitatea publică. Să vedem ce e onestitate publică. Baiul face pentru unii că-s la guvernare. Baiul face pentru alții că trebuie să fie în opoziție. Și nu-s. Uite reacție. Din partea moților de la Câmpenii, care și-au cerut pur și simplu autodeterminarea. Așa cum românii, în octombrie 1918, și-au cerut autodeterminarea în Parlamentul din Budapesta. Acum moții, aceiași moți, își cer autodeterminarea vis-a-vis de Parlamentul de la București. Și spune așa în proclamație de la Câmpeni. Ca să ne fie foarte clar ce se întâmplă. Înțelegi? Istoria te bubuie dacă nu înțelegi nimic din ea. Istoria te bubuie atunci când ești prost de bubuie, domnule politician român. Și zice așa. Noi, locuitorii Munților Apuseni, adunați astăzi 19 octombrie la Câmpeni, ne afirmăm dreptul de a ne decide singur soarta. Așa ceva a mai spus în Budapesta, în 1918, octombrie, doar Alexandru Vaida Voievod. Când a spus, băieți, fără Budapesta. Acum vin moții, aceiași moți, urmașii lui Alexandru Vaida Voievod, băieți, fără București.
Și este foarte ok că se întâmplă așa, pentru că acum se vede mizeria de supreși. Nu e vorba de separatism, nu e vorba de rasism, nu e vorba de nimic, decât de senzația aia care te omoară în interior, te mâncă în interior, că ceva lipsește în țara asta. Știi ce lipsește? Consistența propriilor acțiuni politice, pe care noi le girăm, pe care ei, de care ei își bat joc, politicieni. Și atunci spun, moții, pământul, pădurile, pășunile, apa și aerul munților Apuseni aparțin celor care locuim aici, așa cum ne-au fost lăsate moștenire de străbuni. Avem dreptul și obligația să le transmitem în bună stare urmașilor noștri, pentru ca și ei să se poată bucura de ele. În locul guvernanților, n-aș dormi foarte liniștit. Pentru că, ei mai spun o treabă, locuitorii Apusenilor, zic moții, sunt cei îndreptățiți să decidă care e cel mai potrivit mod prin care bogățiile cu care ne-au înzestrat natura și bunul Dumnezeu vor fi valorificate în folosul comunității noastre și al României. N-aș dormi dacă aș fi la guvernare. N-aș dormi dacă aș fi la guvernare pentru că fără niciun război în 23 de ani România a pierdut 3 milioane de locuitori. Fără niciun război în 23 de ani România, mă rog, politicienii români fac din România un stat care intră în disoluție și un teritoriu care nu mai recunoaște autoritatea statului. Uită-te la Pungești în Vaslui, uită-te în munții Apuseni, uită-te la Constanța la Mazăre, miserupistul ideologic, ok? Uită-te la baronii din toate partidele, căs de la PDL, căs de la, nu știu, uită-te la toaderele ăla de la PDL, la Galați sau unde-i. Cum erau înainte ea mari baroneți, acum deja începe și omul simplu să se gândească, bă, s-ar putea să nu am nevoie de atâția parlamentari. S-ar putea să nu am nevoie de ștampilă de la București dacă vreau să las pământul, pădurile, apele curate celor care vin după mine. Adică fiilor mei, fiicelor mele. Înțelegi? De unde vin toate chestiile astea? Crezi că astea vin pentru că cineva s-a săturat să facă parte din statul național unitar, bla, 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 articolul 1? Crezi că cineva vrea să ia o parte din România în roabă și să o ducă în altă parte? Nu. Să-ți arăt de unde vin. Și aici deja discutăm despre onestitatea publică. Pentru că am luat câte ceva. Uite, știi de Roșia Montană, nu? Acum, după ce ne-a spus că prim-ministru Ponta este pentru, dar deputatul Ponta este împotrivă, hai să vedem de unde vin nebunile astea. Dă-mi-l, te rog, pe Ponta. Țineți în condițiile date investiția de acolo? Nu. Nu, categoric nu. Pentru că acolo nu se face o investiție, loc de muncă. Acolo se face o afacere cu acțiuni din care câștigă câțiva politicieni români în frunte cu domnul Traian Băsescu. Ori eu vreau ca orice investiție să se facă pentru români, nu pentru un politician care se pregătește să iasă la pensie cu cât mai mulți bani de la o firmă canadiană care, Doamne ferește, poate veni cum s-a întâmplat la Baia Mare. Creează o catastrofă ecologică și dispare. Era frumos când era în opoziție, nu? Zicea bine. Și aici sunt două chestii de discutat. La ce am ajuns astăzi se numește costul programului de guvernare cu un singur punct. Jos Băsescu. Alt program de guvernare, USL-ul nu pare să fie avut. Fără supărare. Dacă vreți. Credeți, dacă nu, mai ales și vedeți cum se trăiește în România. Pe de o parte. Pe de altă parte, domnul prim-ministru spunea de Doamne ferește lacul cu ceanuri. Bă, culmea, lacul cu ceanuri nu mai contează acum. Am spus, nu mă pronunț pro sau contra proiectul de la Roșia Montană. Nu sunt specialist. Eu ceea ce vorbesc aici, vorbesc în legătură directă cu politicianul, indiferent de ce culoare, ca să înțeleg de unde s-a ajuns la nebunia să-mi spună copiii de 7 și de 10 ani că vor să facă unul liechtensteinez și unul finlandez, că nu mai vor să fie români. La nebunia că o mulțime de oameni pe care îi văd, nu pot să-i întreb, mi-e jenă să-i întreb, să risc întrebându-i ce fac copiii, că o să-mi spună apoi în Italia, în Spania, în Germania. Sigur că se vor supăra o mulțime de
parlamentar pe mine. Nu-i așa? Bă, dar ăsta e trădător, eu v-am spus că ăsta își crește copiii, să plece din țară, să se sature din România. Eu sunt la care m-am săturat de România, așa? Ok. La cum arată România, este un act patriotic să te saturi de România. Este ca și cum te-ai săturat să ai în mijlocul curții un morman de rahat. Pentru că asta ai, în acest moment, din partea politicului în această țară. Chiar dacă această țară este extraordinară. Țara asta, văzută, nu știu dacă au filmulețul pregătit în regie, colegii, de un francez, o să vezi primele 40 de secunde, este o nebunie. Se numește Pământul de Aur, așa îl numesc. Cine a ști francez? Cei care au învățat să respecte vechimea. Să se refere la vechimea acestei țări. Pentru că prezentul e maro rău și viitorul pute. Înțelegi? Hai să vezi filmuleț. Hai să vezi filmuleț despre România aia pe care ar fi trebuit să o trăim și noi. On vient la toute première fois en Roumanie, on dit qu'il faut mettre une pierre dans sa bouche pour goûter la terre, pour sentir son odeur, ses parfums sauvages. On dit qu'il faut savoir regarder de près les trésors qu'elle réserve, sous nos yeux, sous ses forêts de pins humides et de bois fumés, dans l'étendue de ses champs de maïs, d'orge, de blé et de paille sèche. On dit ailleurs qu'il n'y a qu'à se baisser. On dit qu'il y a des arbres aux fruits magiques, comme ces vergers de prunes sauvages dont l'eau de vie rend le cœur des hommes heureux. On peut aussi entendre au loin l'écho de légendes et le souffle d'histoires fantastiques, des histoires qui font rêver. Raconte encore que si l'on voyage assez loin, au fond de la Transylvanie, dans des endroits escarpés et somptueux, on peut faire la rencontre d'arbres qui parlent et de fleurs enchantées. On peut apercevoir des ours sauvages et des animaux fantastiques. On dit que si l'on cherche suffisamment grand et suffisamment haut, sur la route de créatures étranges et au pas des vampires, asta e România despre care uneori spuneam că este ultima liniște a lumii. Asta e România cu care poți cuceri lumea. Este România trecutului, aia calmă, aia în care nu s-a vorbit niciodată despre politician, nu s-a vorbit niciodată despre șpagă, despre mârlănii, despre șmecherii. Este România aia de la țară, pe care tu nici nu știi că o iubești. Că așa se întâmplă mereu. Stai 5 zile la oraș, înnebunești cu tot felul de grafice, chestii. Îl mai vezi pe ăla. Dacă lucrezi într-o companie de stat, vezi că iar o veni nu știu ce pilă. Dacă lucrezi la privat, vezi că îți trebuie 10 grafice pentru că așa e în criză. În loc de 10 au rămas 5. Ăia 5 fac muncă de 10. Așa e în criză. Așa e din Camceat ca până în Alaska. Și când ajungi la țară după toată nebunia asta de 5 zile, îți dai seama că inima îți bate mai încet, că timpul se face mai mare și dintr-o dată îți dai seama că la țară nu se vorbește despre criză. De la țară vorbesc despre criză numai ăia care au copii la oraș. Înțelegi? Dar noi am uitat de România asta. Niciun politician nu-ți vorbește de România asta. Înțelegi? Bun. Însă, vis-a-vis de ce văd francezii, ce vede prințul Charles, cine vrei tu, la România asta. Înțelegi? Hai să-ți arăt o altă Românie. Și uită-te, apropo de manipulare, cine este tătucul ălora care manipulează astăzi în România? Aveți filmulețul ăla cu Ceaușescu regia. Să-l vedeți și voi cât de bine manipula tovarășul Ceașcă, manipular al dracu acolo unde îi putrezăsc oasele, pe el și pe urmașii lui ideologici. Cine se simte, asta este. Dăm filmul. A master stroke 3 years later was a visit to Prague in August 1968. Alexander Dubček, the reform-minded Czech leader, was trying to introduce communism with a human face. The West believed Ceausescu was equally keen on reform, and Ceausescu did his best to sustain this belief. Only 5 days after his visit, the Soviets and its allies invaded Czechoslovakia.
Romania was the only Warsaw Pact country that refused to join in the operation. Ceaușescu now played his trump card. Răspunderea trupelor celor șiste socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală. Sursa acestui documentar, ai și văzut sus, este ProTV. Am ales să iau surse pe care le-ai văzut și care nu ți-au sărit în ochi. Pentru că din lecțiile astea din manipulare, un mecanism foarte bine, în adea să spune, copciolit, foarte bine articulat în Uniunea Sovietică, încă mai merg, dacă ai văzut. Încă mai merg. Ți-amintești de Iliescu când lăsa libere zvonurile cum că în piața Universității 90, acolo unde și Victor Ponta a fost? Da, Victor Ponta. Piața Universității, el a spus-o. Ziceau în 90 în piața Universității, vai, acolo se vând droguri, se vând arme, legionari, au găsit nu știu ce mașină de tipărit bani, că i-a aduseseră un Xerox sau o imprimantă sau ce o fi adus, înțelegi? Și n-au lăsat nimic. Uite aici, foaie specială, Frontul Salvării Naționale, președintele ales al României Ion Iliescu în pericol, bandele legionare devastează Bucureștiul, gălățenii pleacă spre București, încercare de întoarcere spre dictatura fascistă, aia comunistă din care făcea parte Iliescu, nu mai execută aici, știi? De ce poliția nu-și face datoria? Tu la, Doamne! Și erau niște poale peste cap. Scăzuse libidoul țării, era la pământ. Și uite, și acum ce aflăm? Premierul Ponta a declarat sâmbătă la finalul congresului TSD de la Brașov că a văzut că există un grup extremist la Câmpeni. Însă nu va permite ca manifestările extremiste să se întindă și se vor lua măsuri imediat. Și uite, cartonul. Cât de extremiști or fi oamenii ăștia? Nu-mi dau seama. Ok, dăm și ce zice. Am văzut că există un grup extremist la Câmpeni, alături de Roșia Montana. Nu vom lăsa manifestările extremiste să se întindă și vom lua măsuri imediat. Vreți să ne dezvoltăm ca toate celelalte țări sau să trăim într-un vis al anilor 80, că nu o să mai avem nici mașini, nici exploatări de petrol? A spus premierul. Chestiunea asta este validă. Nimeni nu vrea să rămânem într-un vis al anilor 80, să nu mai avem nici mașini, nici exploatări de petrol. Ok, dar în anii 80, dragă domnule prim-ministru, în anii 80, unul din prim-secretarii, Oberführer, cum vrei să-i zici, nu știu cum se zice la bâză la chestia asta, la mișto, unul din prim-secretarii lui Ceaușescu era președintele de onoare al partidului din care faceți parte. Se numea Ion Iliescu. De ce nu facem un proces de ăsta prin care pur și simplu, mă, băiete, domnul Iliescu, ți-ai tăi traiul, ți-ai mâncat malaiul. Nu mai puteți fi președinte al Partidului Social-Democrat. Pur și simplu nu mai puteți fi. Ați fost prim-secretar, jucați cerculețe cu Ceaușescu. Asta este. Pentru credibilizarea politicii în sine, va trebui să renunțăm la dumneavoastră. Sigur, vă rămâne recunoscător că ați spus, că ați făcut, că ați vrut. Ok? Nu era mai cinstit o chestie asta? Pentru că noi, de fapt, cu ce ne confruntăm în România? Cu deficitul de încredere în politică. Și avem impresia că nu avem nevoie de politică și mergem și în partea alaltă și dacă au colegii pregătit, uite, cadrele prin care domnul Barbu, ministrul culturii, era, nu știu cum să-i zic, brutalizat. Era, să zic, semilinșat. N-a fost. Brutalizat în capitală, de o mână de demonstranți. Uite, asta e luneta spartă la mașină, geamul spart. Ok. Și atunci te întreb. Se cade în... Asta înseamnă lipsa de încredere în politică. Sunt oameni care au impresia că nu mai au nevoie de politică. Și se ajunge aici, la anarhie. Înțelegi? Las la o parte faptul că, deși ca ministru Daniel Barbu mi se pare catastrofal, ia un pic cărțile și citește-le. Și o să vezi că Daniel Barbu este un tip extrem de deștept, extrem de plăcut. Este pus într-o conjunctură în care are mâinile legate. Dar niciun om normal din România, că e om simplu, că e ministru, că e prim-ministru, că e președinte, nu are voie să-i se întâmple chestia asta. Niciun om normal din România, într-o vreme democratică, nu are voie să spargă un geam, dar minte să
încerce altceva. Și nu cu ministru, ci cu om simplu. Și atunci, unde se ajunge? La violență. Și de ce se ajunge la violență? Se ajunge la violență pentru că nu există nicio consistență a actului politic, a actului civic. Dacă nu ai act politic consistent, să nu te aștepți să ai și un act civic consistent. După faptă și răsplată, cum e turcul și pistolul. Că la proverbe suntem buni, înțelegi? La zicători. Când e vorba să aplicăm proverbele în realitate, nu mai avem nicio problemă. Să dea și nouă un pic de făină, un pic de ulei și dă-le în măsa de proverbe. Asta se întâmplă cu propria ta țară. O vezi? Asta este țara despre care tu crezi că o să-ți găzduiască copiii, nepoții. Asta e țara în care tu, pe fiul tău, îl vezi medic sau strungar sau un bun lăcătuș mecanic sau un bun profesor. Nu, tată, asta nu-i mai țara. Asta e țară blondă. Asta e o conjunctură. Asta nu-i România. Asta e o chestie. România e o chestie de aia mică, de familie. Înțelegi? Atunci când iei cina cu toată familia și stai în fața mâncării și râzi cu copiii și cu nevasta, aia e România. Ce e aici, în realitate, ce vezi tu la televizor, nu este România. Este o ștoarfă. Publicitate. Că sună și mă amendează.